Da, a apărut prima pagină. A apărut prima pagină. Ok, haideți să vedem. Încă o dată, reclama lui Mercedes. Da, nu înțeleg de ce nu s-a văzut din prima, probabil că nu am dat noi pe... N-am dat eu pe Shell, am deschis la mine pe calculator. Da, deci are două oferte, asta este pentru transport internațional și pagina și pentru transportul de camioane de construcții. Acum, partea legată de costuri despre care vorbeam, da, deci coste suplimentare, deci în cazul în care firma trebuie să trimită un camion la fiecare 8 săptămâni, are un cost între 750 și 1000 de euro suplimentar, ceea ce îi crește costul pe kilometru la 10 eurocenți. Da? Deci, în total, dacă trebuie să se întoarcă la fiecare 8 săptămâni acasă cu camionul gol, atunci rezultă un cost mediu total de 14.000 de euro pe an pe camion. Și asta fără să luăm în considerare faptul că în acele 4 zile în care practic ajunge camionul la destinație, operatorul de transport pierde practic un cost de oportunitate de 1.600-2.000 de euro pentru faptul că pierde o comandă de transport. Apoi costul cu întoarcerea șoferilor la 3 săptămâni. Așa cum am mai spus în enumărate rânduri, partea asta cu întoarcerea șoferilor este foarte problematică pentru că numai, aici clar este un cost discriminatoriu în ceea ce ne privește pe noi, transportatorii români, pentru că numai șoferii din Estul Europei, care sunt angajați la firme din Estul Europei, trebuie să se întoarcă la 3 săptămâni. Șoferii est-europeni angajați de firme din Germania, Belgia, Italia, Olanda, nu au această obligație prin prevederile pachetului de mobilitate. Deci, firma de transport germană poate să țină șoferii români un an de zile în Germania și să-l trimite acasă să-și vadă familia, acea prevedere pe care o declarau cu toții că asta este scopul acestui pachet de mobilitate, să ajungă să-și vadă familia. Ei bine, dacă lucrează pentru o firmă din vestul Europei, nu se va întoarce să-și vadă familia decât o dată sau de două ori pe an. Iar pentru o firmă românească, de exemplu, faptul că trebuie să-și aducă șoferii la fiecare 3 săptămâni, ocazionează un cost între 200 și 350 de euro pe șofer, tur-retur. Da? Ceea ce înseamnă pe kilometru un cost total de 0,35 euro pe kilometru. De asemenea, pentru aplicarea directivei detașării, prin creșterea salariului brut să zicem, la 1.800 de euro, cam cât este în Germania, costul suplimentar al firmei de transport cu această creștere a salariului șoferului este între 0,1 și 0,13 euro pe kilometru. Dar calculul făcut de unul dintre managerii care ne-au dat aceste date arată că, practic, îți trebuie 1,3 șoferi pe un camion, cu schimbul lor, să zicem, la 4 săptămâni, pentru că uneori poți să-i aduci șoferii la 4 săptămâni, nu neapărat la 3. Costul este de 2340 de euro pe lună pe camion, la care se adaugă, evident, și diurna. Da? Pentru că nu poți să-l plătești numai cu salariul minim brut, mai mare, chiar dacă este mare, se mai reduce cuantumul diurnei, dar tot trebuie să-i plătești minimum de 35 de euro pe zi, adică între încă 1050 de euro pe lună. Deci costul total, cauzat doar de aplicarea detașării la transporturi, duce la un cost de 3390 de euro pe lună pe camion. La 100.000 de kilometri pe an, costul suplimentar este de 0,4 euro pe kilometru. Da? Adică o creștere cu 65% față de situația actuală, când șoferul este plătit cu salariul minim și cu diurna zilnică de 60 de euro pe zi. Deci dacă adunăm cele trei costuri suplimentare de 10 eurocenți pentru că se întoarce pe gol, 0,4 euro pe kilometru pentru că trebuie să plătească salariul la nivelul țărilor în care șoferul încarcă, și costul de întoarcere la șoferul la 3 săptămâni, deja ne ducem către aproape o dublare a tarifelor care au loc în momentul de care se practică în momentul de față pe piața de transport. Da, am întrebat firmele de transport, de asemenea, care este procentul curselor pe gol din total. În momentul de față, din ceea ce informațiile pe care le-au dat aproape 20 de companii de ieri până astăzi, ne-a spus că procentul curselor pe gol, o medie a anului trecut, este undeva între 5
și 10%. Am verificat și INS-ul. De la INS, practic, pentru 2018 și 2019, există un procentaj de curse pe gol undeva între 9 și 10%. Deci se respectă cumva ceea ce am spus și managerii de transport. De asemenea, trebuie luat în considerare un alt cost, așa cum spuneai tu, Marius, practic noi suntem cumva costuri suplimentare și pentru faptul că trebuie să ducem șoferii la hotel pentru pauză de 45 de ore dacă șoferul este prins într-o cursă pe comunitate la acel moment, iar costul mediu de cazare este de 35-70 de euro pe noapte. Numai că trebuie avut în vedere faptul că șoferul, dacă transportă marfă periculoasă sau farmaceutice, cu temperatură controlată, șoferul trebuie să supravegheze camionul. Iar la momentul de față nu există hoteluri disponibile pe autostradă care să preia parcarea camionului în siguranță și astfel încât șoferul să fie aproape de camion. De asemenea, mai ales în perioada COVID, am văzut cu toții că infracționalitatea și furtul de camioane din camioane este în creștere în Uniunea Europeană. Ne-am uitat un pic și pe datele de la Eurostat. Am găsit cifre din 2018. Și am văzut că, practic, România a avut, la o analiză pe ultimii 5 ani, între 2014 și 2018, România a avut cea mai mare creștere la tone kilometri, o plus 67%, urmat de Cipru, Lituania, Grecia, Slovenia și Croația. Iar la descreștere, Estonia, Danemarca, Portugalia și Olanda. Poate așa se explică cumva de ce Portugalia nu prea susține eforturile est-europenilor, chiar dacă și ei se găsesc cumva la periferia Europei. Iar în dreapta aveți graficul unde arată că România practic este al treilea transportator european, după Polonia, care are 29,5% din volumele de transport internațional în Europa, și Spania, 11,8%. Dacă ne uităm doar la volume de mase exprimate în tone, nu și pe kilometri, pentru că românii fac și foarte multe kilometri. Dacă ne uităm și la o distanță medie, România are undeva o distanță medie pe cursă între 800 și 900 de kilometri, pe când media europeană este de 500 de kilometri pe cursă. De aceea, la nivelul volumelor exprimate în tone, România nu este pe primul loc, ci este Cipru, ca și creștere vorbesc, urmată de Lituania cu creștere de 54%, iar noi avem o creștere doar de 24%. Ce mai este important aici? Faptul că România transportul rutier a crescut cu 93% în cei 5 ani, iar cel național cu 18,3%, iar încărcătura medie la nivel european este de 16 tone pe cursă. Deci, practic, în momentul de față se merge destul de puțin pe gol, așa cum afirmă susținătorii pachetului de mobilitate, care spun că în momentul de față se merge foarte mult pe gol și că ar fi util să dispară concurența est-europeană, că atunci practic s-ar transporta mai eficient și s-ar emite mai puține noxe și dioxid de carbon. Iar ultimul slide pe care l-am pregătit este cel legat de cursele pe gol, despre care vă spuneam, la nivelul Eurostat pe anul 2018 era văzut undeva la 12,3%. Iar aici v-am pregătit un slide care are legătură cumva cu argumentația faptului că românii sunt discriminați în raport cu alte state vest-europene sau chiar central-europene. Pentru că, practic, ne uităm, avem de la Timocom aceste date, avem top 10 orașe de unde se încarcă cele mai mari volume, cele mai multe curse de pe bursa Timocom. Da? Deci vedem că sunt în general porturile mari ale Europei, Anvers, Hamburg, Rotterdam, da? Și alte orașe din Germania, Linz în Austria, pardon, Dortmund, Leipzig, da? Milano, ce mai avem aici, Barcelona. Dar în general sunt porturi. Porturi în care, de regulă, nu intră numai marca pentru aceste țări, ci intră marca pentru toată Europa. Și de aceea, eu personal, cred că și firmele de transport din România au dreptul să ajungă să aibă acces la aceste mărfuri de încărcare, pentru că aceste mărfuri nu sunt numai pentru țările în care se găsesc aceste porturi. Iar dacă ne uităm la top 10 relații de transport pe bursa Timocom, vedem că cele mai multe curse postate pe Timocom sunt Germania-Germania, Franța-Franța,
Germania, Franța, Italia, Germania, Germania, Austria, Franța, Germania, Olanda, Germania. Deci toate se leagă cumva de Germania, Germania și Belgia.